Inundațiile puternice de săptămâna trecută au afectat grav agricultorii din raionele Leova, Cantemir, Hâncești, Ialoveni și Strășeni. Zeci de hectare de terenuri agricole, sere, depozite de producție agricolă au fost devastate de urgia apei. Detalii în ediția de azi. Programul guvernamental de trecere la subvenționarea pentru fiecare kilogram de lapte produs aduce rezultate. Volumul de lapte de vacă, de oi și de capre produs la fermele din țară a crescut. Expertul Iure Scripnic, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, ne explică evoluțiile în această ramură. O afacere în mediul rural poate fi avantajoasă, susține fermierul Anatol Pântea din satul Carahasani, raionul Ștefan Vodă. Acesta inițial a creat o minifermă de iepuri, iar după 10 ani a înființat și una de struți. Cât de rentabile pot fi minifermele și ce metode de muncă a adoptat fermierul de la Ștefan Vodă, aflați pe parcurs. O suprafață de un hectar a adunat circa 60 de soiuri de viță de vie. Unii butuci produc ciorchini mari și grei de peste un kilogram, alții au struguri cu arome deosebite. Sunt soiuri care rodesc de două ori pe an. La final de ediție, Vitale Vacaru din Olenești ne prezintă plantația sa inedită de viță de vie. Subiectele pe larg după generic. Afectați de seceta din această vară, agricultorii din sudul țării, în special din raioanele Leova și Cantemir, s-au pomenit și cu terenurile agrare inundate de ploile torențiale de la mijlocul lunii septembrie. Comisiile teritoriale pentru situații excepționale sunt în proces de evaluare a pagubilor produse. Cel mai mult au avut de suferit agricultorii din raionul Leova, unde din cauza ploilor abundente au cedat digurile a două bazine de acumulare a apelor. Autoritățile locale au instituit stare excepțională și sunt în proces de identificare a soluțiilor pentru remedierea situației. Daune enorme au fost cauzate și mai multor agricultori care au pus la păstrat cerealele în acest depozit amplasat în satul Sărata Nouă. 500 de tone de floarea soarelui și 50 de tone de grâu depozitate aici au fost compromise de șuvoaiele de apă. 250 de tone de floarea soarelui dintr-un alt depozit din raion au fost imbibate cu apele de ploaie care au pătruns în hambare. Tot în raionul Leova au fost distruse aproape 3 hectare plantate cu castraveți și roșii. 5 sere au fost deteriorate din cauza apei învolburate, ce s-a scurs de pe drumul dat în exploatare cu 2 ani în urmă. Au fost inundate și 300 de hectare semănate cu porumb. Agricultorii Mihail Crutcov și Vasile Timotin susțin că pagubele pe care ei le înregistrează în urma inundației depozitului de cereale se ridică la 5 milioane de lei. 14 septembrie au inundat, au venit apa, a intrat în depozit. Namol a fost cu 5 cm, adică era numai namol. Apa era un metru jumate. Grâul era acoperit total cu apă, floarea pe jumate, că era mai înaltă. Un metru jumate a fost în apă. Pagubile constituie numai puțin de 5 milioane dacă să calculăm floarea, adică 500 de tone. Aproximativ greu vă 200 de mii pagube de lei. Încercăm să salvăm, adică o bună parte o aruncăm, dar ceva poate să uscăm. Pe data de 14-15 au căzut precipitații foarte abundente. Undeva într-o oră și 30 minute au căzut peste 80 de milimetri la metru pătrat. Dar acestea 80 de milimetri ne-au făcut prăpăd. În deosebi merge drumul care nu putem intra la area tocului ca să încărcăm producția. Producția noastră este în apă, la toc în apă și noi nu putem să o salvăm. Noi am găsit firme care să ne ajute ca să ne o transporteze, ca să putem salva, dar în pricina drumului nu avem acces la intrare pe teritoriu.
Drumul, dacă se observă că drumul e foarte rău, ploaia o rupt tot asfaltul, o rupt, l-a făcut grămiez. Noi cu puterile proprii, așa tehnică, eu n-am ca să pot lucra, să pot să astup și s-a făcut după calamități. Au fost 800 de tone de floare în acest depozit, dintre care în jur la 500 de tone de floare au fost sub apă. Apa a fost sub dânsul la 20-25 cm, au mers apa pe sub floare. Floarea la moment e foarte udă, care de sub e udă, deasupra e uscată. Și noi o scoatem pe cei uscată ca să putem să o prelucrăm pe asta udă. Pierderile în depozitul acesta undeva în jur la 800.000 de lei. Consiliul Raional Leova, autoritățile locale din orașul Leova și din alte sate afectate au convocat comisie pentru situații excepționale care evaluează prejudiciile cauzate de ploi și coordonează măsurile de remediere a problemelor. La solicitarea agentului economic am venit la fața locului ca să ajut cu ceea ce poate amul Consiliul Raional să deblocăm acest drum și să facem cât de accesul ca dumnealui să poată să își transporte pâinea. Avem un excavator. Și avem două gredere care, la momentul de față, activează. Comisia constată pierderile. La nivel de fiecare primărie au fost convocați și comisiile pentru situație excepțională. Ei urmează să evalueze pagubile din teritoriu, toate pagubile. Și, evident, dumnealor trebuie să primească careva decizii, să aloce sursele care le au disponibile pentru a ajuta cetățenii care au suferit. Și, respectiv, după ce finalizează acest proces, înaintează procesele verbale la Comisia Raională, care va examina aceste procese verbale și va vedea cu ce putem noi, raionul, să ajutăm cetățenii și agricultorii care au suferit. Tabloul este dezolant și în suburbia orașului Leova. Ploile torențiale au devastat serele a câtorva mici agricultori. A fost afectată nu doar infrastructura propriu-zisă a solarilor, ci și au fost distruse legumele gata de cules. Agricultorii afirmă că afacerile le-au fost distruse din cauza unor proiecte prost elaborate, în conformitate cu care a fost construit drumul din preajmă. Chiar dacă au fost instalate două tuburi mari de scurgere a apei, nu a fost însă asigurată canalizarea acesteia pe marginea drumului, pentru a nu inunda terenurile agricole și serele care erau amplasate aici de mai mulți ani. Din cauza acestor erori, serele au fost devastate de șuvaiele de apă, iar agricultorii suferă pierderi uriașe. Serele au fost construite de 7 ani în urmă. Păi a suferit, a venit fluxul de apă, a spart folia, a intrat apa în solar, a rupt plantele, a distrus absolut tot în calea ei. Asta e. A mișcat și solarul din loc. S-a construit drumul, a fost făcut tubul ăla, n-a fost făcut digul, în primul rând și n-a fost făcut, hai să spunem așa, intrarea până să meargă fluxul de apă. Asta e tot. Și apa și-a luat legătură, fluxul și-a mers prin jumătate de solar. Această calamitate ne-a afectat mult, 60-70% din plante sunt afectate, dar având în vedere cum este acum situația, nu putem să intrăm și să facem lucrări la mai departe, este pericolul să pierdem și celelalte plante care, la moment, hai să spunem că nu sunt înnămolite. Noi ne asumăm niște riscuri când facem acest lucru și e un business până la urmă, e adevărat. Dar cu natura la fel nu te poți spune. Dar aici, mai mult decât natura, au afectat factorul uman, să spunem așa, părerea mea este o greșeală cu scurgere cei care nu s-au făcut corect, nu a fost, cred, proiectarea drumului. Din cauza acelei scurgere care a fost pur și simplu dată în câmp, apa a venit cu un nivel așa de mare și deja a afectat ceea ce vedeți aici. E o seră nouă, modernă, care am accesat niște fonduri de la ADMA pentru a o construi. Investiția se ridică aproximativ la 3 milioane de lei. 3 hectare de jumătate de lucernă. Le-am semănat în luna lui aprilie. Am avut niște cheltuieli enorme, aratul, îndreptatul, cultivatul, semănatul. În jurul la 20.000 am avut cheltuieli la dânsa și ia că cu șine am ales acuia. N-am făcut niciun cos, că a fost tătă vara seșteri, nu a plouat deloc, nu a crescut și acum când am vrut strânge și noi ceva, ia că cu și ne-am întâlnit. Cu nămols, cu... nu m-am pierdut. Suntem, solarul plin cu apă, cu mâl. Oi, nu știm ce să mai facem. Când se construia drumul ăsta, a făcut parte și el într-un canal, dar partea asta l-a întâlnit, n-a făcut. Din deal, ia că a venit tătă apă spre noi,
dacă se făcea un canal, se făcea adânc și betona, că le-am spus ca să ne întâlnim cu chestiile astea, poate și nu ne întâmplam cu lucrurile astea, că s-a întâmplat, că este și este. Am încercat să luăm o reacție de la reprezentanții companiei care au efectuat lucrările de proiectare și construcție a drumului cu pricina și care inspectau la fața locului situația creată, însă aceștia au dat bir cu fugiții. Vedem în imediata amplasare a drumului un tub de apă care direcționează apele pluviale direct către câmp, fără să existe un canal de scurgere. Aici îl vedeți că îl avem, dar el nu este conectat cu canalul care vine de pe teritoriul aferent drumului. Pe de o parte a drumului a fost construit un astfel de canal de scurgere a apelor pluviale, dar din câte o să vedeți, el este practic semi-uscat, pentru că el nu necesită să capteze atâta apă cât ar fi necesar aici. Dacă s-ar fi prevăzut la etapa proiectării tehnice, probabil această tragedie ar fi putut fi evitată. Evident, vom face toate adresările necesare, inclusiv către administrația de stat a drumurilor, către companie care a efectuat lucrările, ca în măsura posibilităților, fiind alocate resurse, să se prevadă cumva și să se includă în proiectul tehnic, cel puțin la această etapă, ca să fim siguri că în viitor micii și puținii agricultori și fermieri pe care îi avem să nu aibă de suferit. În cadrul Comisiei pentru Situații Excepționale la nivel de oraș analizăm toate pagubele care au fost cauzate, facem estimările și urmează să le transmitem Comisiei Raionale și Comisiei Naționale, pentru că bugetele locale austere nu ne vor permite să acoperim aceste pagube și să compensăm cheltuielile cauzate agricultorilor. Deocamdată nu se cunoaște numărul total al agricultorilor care au avut de suferit de pe urma viiturilor. Datele sunt încă în proces de colectare. Ministerul Agriculturii anticipează că și în alte raioane se înregistrează pagube de pe urma ciclonului. Viticultorii din raioanele de sud și centru susțin că din cauza precipitațiilor vor avea de suferit strugurii de masă care nu au fost încă recoltați. Autoritățile îndeamnă antreprenorii care și-au asigurat recolta să apeleze la companiile de asigurări pentru recuperarea pierderilor. În ultimii ani apar tot mai multe ferme de bovine autorizate care au animale cu productivitate înaltă. Conform datelor Biroului Național de Statistică, în prima jumătate a anului curent, producția de lapte în întreprinderile agricole a crescut cu 18% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce în gospodăriile populației a scăzut cu circa 5%. Faptul se datorează programului de subvenționare pentru fiecare kilogram de lapte. Expertul Iurie Scripnic evaluează că, în scurt timp, țara noastră va reuși să producă jumătate din cantitatea de lapte necesară pentru consumul intern. În același timp, populația este îndemnată să își înregistreze activitatea ca să poată beneficia de suport din partea statului. Datorită faptului că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în ultimii 3 ani au implementat politici de dezvoltare a sectorului zootehnic, noi avem o redresare a ramurii și mă refer în primul rând la ramurii bovinilor pentru creșterea și producerea laptelui. Deci situația era catastrofală 3 ani în urmă, pentru că noi și acum importăm materie primă pentru procesare și produse lactate, dar ne-am propus să redresăm situația pentru că nu mai putem să continuăm și nu mai putem să avem o securitate alimentară dacă nu dezvoltăm această ramură. În urma implementării politicilor de subvenționare, și aici mă refer atât la investiții cât și la subvenționarea prin plăți directe pe cap de animal, iar mai recent, începând cu anul trecut, în premieră, am trecut la subvenționarea pe kilogram de lapte și rezultatele vin pe măsură. Noi cam jumătate, deci undeva 55% importăm și 45% îl producem pe intern. Vorbim de producerea și în fermele autorizate și producerea în condiții casnice non-profesionale. Ceea ce ține de producerea în ferme autorizate, noi avem o creștere în jur de 25% în ultimii 2 ani, o creștere a producției de lapte. În 2021 am produs 27.000 de tone, în 2022 avem o creștere de 36.000 de tone și în 2023 avem 44.000 de tone. Iar în 2024, în prima jumătate a anului deja, avem o producere de 27.000 de tone. Eu cred că până la sfârșitul anului noi vom trece 50.000 de tone pe producere lapte în ferme autorizate.
Cealaltă cantitate, de în jur de 180.000 de tone, este produsă în gospodăriile casnice neautorizate. Statul nu poate să se bazeze pe producerea în fermele neautorizate, dat fiind faptul că persoana fizică, casnică, își decide soarta de a întreține aceste animale sau de a le duce la abator și fi sacrificate. Eu vreau să vă zic că trendul acesta, el în continuu este în descreștere. Acești fermieri trebuie să se înregistreze afacerea într-o formă juridică. Ca noi să mergem cu măsuri de subvenționare, de susținere, de stimulare a creșterii, de susținere a activității economice acestor fermieri, ei trebuie să înregistreze afacerea sub o formă juridică. 2. Ei trebuie să meargă la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor să fie autorizați. Sau, acum mai recent, pentru cei mici, vor fi nevoie numai de înregistrare. Dar astea vorbim de micro și mici, micii fermieri. Acum noi lucrăm la o hotărâre de guvern, care foarte curând va fi trecută prin ședința guvernului și vor putea cei mici să-și înregistreze afacerea. După care noi putem să-i susținem prin măsurile și submăsurile de subvenționare. Ferma trebuie să fie înregistrată, procesarea trebuie să fie înregistrată și atunci el își, lunar își expediază probele în laboratorul central sau zonal pentru verificarea materiei prime. Fiecare agent economic și mare și mic și micro, lunar își expediază, el deci își autocontrolează materia primă și produsul finit. Dar în viitor, deci după o perioadă deci, de activitate, acest agent economic micro și mic, o să le dăm o derogare pentru a-și expedia probele, să zicem, o dată la 2 sau 3 luni, dacă el va avea un trend pozitiv de activitate. Pe parcursul ultimor 3 ani lucrăm foarte strâns cu asociațiile de profil și vorbim asociațiile crescătorilor de bovine pentru lapte, pentru carne, asociațiile crescătorilor de ovine pentru lapte, pentru carne, caprini și mai departe. Eu le-aș recomanda ca cei agenți economici, fermieri, care nu sunt membri asociațiilor, să devină membri asociațiilor. Toate tehnologiile, toate noutățile, toate măsurile de susținere, atât prin subvenționare, prin măsurile și submăsurile de susținere a agricultorilor, cât și prin donatorii externi. Noi avem acum recent, începând din acest an, proiectul Agri, care vine să susțină sectorul zootehnic în Republica Moldova. Și vorbim de ramura de bovine și ramura de ovine și caprine. Creșterea iepurilor este pe larg răspândită în gospodăriile din țara noastră, întrucât aceștia pot fi crescuți în spații reduse și în adăposturi ieftine. În același timp, carnea de iepuri este apreciată pentru că este bogată în proteine, are un procent redus de grăsimi și aproape că nu are colesterol. Pornind de la aceste avantaje, în urmă cu un deceniu, fermierul Anatol Pâintea din Carahasani, raionul Ștefan Vodă, a înființat o mine-fermă de iepuri pentru carne. El spune că cererea întrece cu multă oferta. La începuturi a avut de înfruntat mai multe provocări, acum însă se arată mulțumit de rezultatele muncii sale. Acum 2 ani a înființat și o mine-fermă de struți pentru carne și ouă. Cândva m-am ocupat chiar acasă în satul Caragasani, am avut o mică crescătorie și deja vroiam să mă dezvolt și nu mai încăpem, nu mai putem și în sat nici nu se permite să ai o cantitate mai mare. Am procurat încăpere și am început a dezvolta aici. Undeva de vreo 12 ani, cred că, de când aici ne ocupăm. Sunt 500 de capete. Dacă îți place, nu e complicat. Numai dacă este plăcere, atunci este și dorință și nu te obosești, faci asta cu plăcere. Dar oricum necesită mult timp ca să chiar și aceeași mâncare, să o prepari, să o faci granulă din 6-7 componente, trebuie să ai utilaj respectiv. La mine startul a fost cam mai lin, să spunem așa, din cauza că cu surse proprii, cu ajutor de la părinți, credite la bancă, nu a fost chiar ușor. Din start am avut și noi planuri mai mari, dar am spus că încercăm așa să vedem cum a merge și apoi, deși ne-a oprit cam la așa o cantitate, că mă strădui să fac atâta cât pot, duc atâta cât pot.
Cușile acestea sunt procurate de pe teritoriul Republicii Moldova, dar ele sunt importate din Italia. Este cuști de la fermi mari. La moment am trei rase de iepuraș. Aiește albi se numește panonul alb. Culoarea aceasta, că după culori, ca să înțelegi, asta este burgundia. Și mai am și așa iepuraș California. Numai că eu fac încrucișare din cauza că eu lucrez mai mult pentru carne. Cumpărătorii mei, 95% sunt cumpărători de carne de iepuraș. 5% sunt cineva care vrea tot să înceapă. Am avut băieți tineri care i-am îndrumat, le-am explicat, le dau. Da, vor iepuraș anume pentru creștere. Îi hrănim numai cu așa mâncare granulată. Granulele acestea le prepar singur. Aici, undeva, ca în granulele acestea, avem undeva la vreo 6 componente. Aici, la fiecare cușcă, este așa o pipetcă, pe unii ei beau apă, au apă proaspătă, 24 din 24. Fân aparte, noi nu le dăm, din cauza că deja aici avem 40%, aici e fân. Am fost pasionat întotdeauna de animale și acasă, ca cum erau timpurile pe atunci, fiecare gospodar avea un porc, o vacă, iepuraș, un alta. Și mai țineau părinții și am fost pasionat, pot să spun, de mic copil, pe urmă, mă rog, am mai fost și eu plecat pe la studii, pe la lucru, în alta, și deja când am văzut că nu prea mă aranjează viața în altă țară, am decis să mă apuc o leacă mai să fac, adică o leacă de afaceri, ca să am și un venit oricare, ca să nu plec. Am pornit ca tare cu iepuri, crescătorie de iepuri. Șapă pe urmă, acum de vreo 2 ani jumate, cu struții, ouăle le vindem. Pe viitor plănuim să facem pui. Adică anul viitor, când deja sfibă masculii maturizați complet, deja să avem ouă bune pentru incubator și cred că să producem și pui. Catarea asta și-a fost scopul inițial. Masculii care avem în plus, la moment îi sacrificăm. Variază între 5-600 de lei carnea de struț, kilogramul. Cum ating vârsta de vreo 8 luni, 12, deja gata, ei, practic, să spunem, că se maturizează și nu suntem nici de frig, nici de călduri. Vara cât de cald n-ar fi, că aici sunt copaci, adică mai este umbră, ar putea să ascundă, dar nu, ei stau toată ziua în soare, parcă n-ar avea niciun efect negativ. Și iarna la fel. Le-am făcut loc înăuntru, în încăpere, dar nu-i poți deprinde să stai înăuntru, numai cu mâncarea. Mâncarea și apa înăuntru, pe timp de iarnă. Dar așa, în rest, chiar afară și dorm. Dacă ai spațiu și dorință, nu-i complicat. Lunile lui mai, iuni, iuli, ca exemplu. Noi avem o mașină de tuns iarbă, îi hrănim mult cu iarbă proaspăt. Dar, în afară de asta, sigur că avem și o mâncare specială care toată ziua trebuie să le dai. Lucrurile neobișnuite despre struț, toate animalele mai repede se deprind cu niște comenzi acolo, hai încolo, hai încoace. Cu dânșii e că trebuie să ai încăpierea dată unii ței și practic la dânșii nu te poți vrea. Cu tăti că mă văd în toată ziua, ei nu recunosc stăpânul. Pentru dânșii ești străin. Te-ai vrât la dânșii pe teritoriu, ai șans să fii traumat. Mulți cred că ei bat cu ciocul, asta e un mif, asta ei pur și simplu vor să vadă și le întinzi tu și le propui. La general ei bat cu piciorul foarte bine. Se începe a oua undeva la un an și 8 luni, plus minus. Depinde și cum întreții, cu ce mâncare. Numai că ouăle, cum și-am mai spus, sunt bune numai pentru masă. Pentru incubat nu merge, din cauza că masculii nu se socot încă fertili. Dar deja, mai sigur, a treilea an de viață, deja ouăle sunt 100% fertili pentru a produce și puișor de struț. Toți ne sfătuie să nu încercăm, că pur și simplu pierdem și timpul și ouăle cele. Un ou de struț în primul an, adică când s-a început să ouă anul ăsta, ele din start erau de vreun kil și vreo 200. Dar și am observat că deja a treia, a patra, ca exemplu, au ajuns și la un kil 600. Mâncarea care se dă la iepuraș e o recetă și mâncarea care se dă la struț e altă recetă. Aici ne aflăm în depozit unde se păstrează toate cerealele pentru crescătorie de iepuri, pentru struț. Avem grâu, avem
mazăre, avem orz, avem mai încolo, avem orz, ăsta oves cu vică, avem porumb, toate cerealele necesare pentru a pregăti ranul pentru iepuri și pentru struți. Fânul avem tot propriu, adică noi îl creștem, am tractor, deja facem baloti, că se păstrează și mai bine și dimensiunile și l-am încărcat mai puțin forță de muncă trebuie, că la general nici nu le prea avem ca tare, cam problemă. Am pornit afacerea, dar încă așa, un pas înainte, un înapoi, nu eram sigur ce să facem mai departe, cum ar să mergem. Dar deja m-am convins, dar mi-am luat așa o poziție sigur că am să merg înainte și să facem, să garduri frumoase, ca să fie, ca să vie lumea, și bă plăcut pentru a vizita, să spunem. Asta tot în timp, din cauza că necesită investiții. Consideră strugurii drept un simbol al țării noastre și, fiind atras de savoarea strugurilor de masă, profesorul de istorie Vitalie Vacaro din satul Olenești, raionul Ștefan Vodă, a adunat pe plantația sa circa 60 de soiuri de vițe de vie. Unii butuci i-a achiziționat de la colecționari și antreprenori din țara noastră, alții i-a importat de peste hotare. A altoit și personal mai mulți butuci. Ciorchinii sunt diverși, ca și culoare, gust și aromă, și sunt vânduți la piețele agricole din capitală. Am ajuns într-o zi în piață și am văzut un băiat care realiza butaș și niște fotografii foarte frumoase. Eu sunt din natura mea că eu sunt om pragmatic, nu sunt om care scrieți și în cele de urmă m-am rugat ca să mă duc la dânsul pe câmp că nu o să fie struguri. Și m-am dus și am văzut și am văzut și m-am îmbolnăvit. Pornind de la 15 ani, deci în cele de urmă eu am achiziționat tot terenul ăsta și în cele de urmă, încetșor cu încetșor, eu în 3 partide am plantat tot câmpul ăsta. După ce am plantat tot câmpul, am început din soarecele vechi care au fost plantate cândva, am început să realtuiesc. Am altuit verde în verde și am altuit uscat în verde. Soiuri diferite sunt începând de la cele mai devreme, prază care se perioada de coaștere undeva e 90-100 de zile, asta deci anul ăsta undeva e pe data de 15 iulie, eu aveam deja struguri. Acum suntem la final de recoltare și vedem doar așa ceea ce a rămas și putem să prezentăm ceea ce a fost frumos, deja a plecat la piață. Deci ne-a rămas anumiți strugurași mici. Am acolo ceva, un soi mășcat negru, care acum recent s-a copt. Ceva e la formă ca Moldova, însă deci e soia piren. Ceea ce mine vrează că m-a minunat foarte, deci eu n-am întâlnit încă așa soi mășcat a piren. Pur și simplu este o situație că ar trebui de experimentat. Sortul care este în fața noastră se numește Catalonia, deci el se coace primul. Deci strugurașii ăștia mici, deci ei au apărut mai târziu din lăstarii care au din tineri lăstari, da? Și atunci noi avem, că eu câteodată spun, zic, eu pe câmp strâng două roade, da? Două recolte, da? Prima recoltă struguri mari, da? Frumoși. Și a doua recoltă când practic o parte din spunem noi, soiurile mai gustoase, mai aromate, ele de acum deja dispar de pe piață. Și, pur și simplu, ies mici, deoarece anul ăsta a fost cam secetos, nu a fost irigare. Și gata, la brăză că își prezintă la ziua de azi. Poate cântărească, eu știu, kilogramul și mai bine. Eu mai mult lucrez pentru culoare, gust. La mine, practic, deșeuri nu rămân. Din vița de vie și curăț eu. Parte merg la procesare, la anumite firme care se ocupă cu altoirea. O parte, deci, o fărâm și o pun în saci și fac focul. Eu mai mult experimentez, caut ceva și în cele de urmă pot să descoperim anumite soiuri care pot să concureze pe piață.